în un copac, iar apoi s-a răsturnat în albia râului Sucevița. Da, deci după cum e prezentat de poliție, nu e nicio legătură cu ce s-a fi întâmplat înainte. Eu nu zic că nu s-a întâmplat să fie avut loc acel atac asupra activistului de mediu. Mergem mai departe cu niște informații legate de un centru de vaccinare, ultimul care era deschis și funcțional în municipiul și în județul Suceava, se închide la 15 mai. Apare pe prima pagină a Cotidianului Independent Craiova, citez, rămân mai departe cabinetele medicale și spitalul, spune primarul Ion Lungu, precizând că amenajările sunt conservate astfel încât să fie reactivate în caz de necesitate. Centrul de vaccinare, care mai funcționa la mall, va fi închis. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, intervenția fiind făcută pe fondul reducerii drastice a numărului de suceveni care vin să-și inoculeze, să se inoculeze cu acest vaccin. De fapt, am observat și la nivel național un interes scăzut față de vaccinare și primarul mai spune că, citez, cu data de 15 mai vom închide și centrul de vaccinare de la mall și rămân mai departe cabinetele medicale și spitalul. Conservăm mobilierul, tot ceea ce am folosit în această campanie de vaccinare, iar în măsura în care va fi necesar, le vom face funcționale, a exprimat edilul sucevean. Era de așteptat ca încet, încet să se închidă toate centrele de vaccinare, ele nu-și mai au rostul câte vreme nu au adresabilitate. Sunt doar oameni care stau acolo și sigur că trebuie și plătiți pentru că stau acolo. Era de așteptat că lucrurile vor evolua pe acest trend, chiar dacă încă în România mai sunt 200 și ceva de persoane la nivelul țării care se află la ATI și zi de zi mor câțiva, destul de puțini. Bun, acum să sperăm că nu va fi cazul ca aceste centre să fie reactivate, pentru că asta ar presupune că va apărea un nou val al pandemiei și nu-și dorește nimeni lucrul ăsta. Să vedem. Cert este că vaccinarea, pentru cei care au făcut-o, și-a avut sens. Statisticile arată foarte clar că numărul dintre cei care au decedat, marea majoritate au fost nevaccinați. Pe de altă parte, cei care s-au vaccinat pot să circule în continuare în Statele Unite Europene fără niciun fel de alte teste și alte restricții. Asta este realitatea. Deci, într-un fel, vaccinarea și-a atins scopul. Nu am aflat însă lucru care e foarte important, cum se face că România a comandat mult mai multe vaccinuri decât avea nevoie, de vreo 6 ori mai mult decât populația, ceea ce este inacceptabil și sigur că urmează ca lucrurile să fie limpezite, pentru că sunt vaccinuri comandate și în perioada asta, urmează să sosească și este efectiv absurd ca România să le și plătească, după care să trebuiască să le și stocheze și când expiră să le și anihileze. E o treabă care n-a fost limpezită, să sperăm că va fi limpezită de acum încolo. Deci una este una, alta e alta. Modul în care, de altfel, sunt multe, multe neclarități și se așteaptă mult în legătură cu anchetele pornite referitor la cele întâmplate în perioada celor 2 ani de pandemie. Că e scandalul ăla cu măștile și cu multe, multe altele, care deocamdată văd că s-a pus batista pe țambal. Cert este că lucrurile n-au mers așa cum trebuiau. Întotdeauna când este o criză sunt unii care sunt mai iuți de mână și se îmbogățesc peste măsură, dar trebuie ca lucrurile să fie aduse pe făgașul firesc, adică trebuie ca organele abilitate să-și desfășoare anchetele și cei care, dacă există, dacă se pot proba, cei care au avut astfel de acțiuni să fie deferiți justiției.
Și ieri s-au împlinit 36 de ani de la explozia reactorului 4 de la centrala Cernobâl, cel mai mare dezastru nuclear civil din istorie. Arhivele Naționale au publicat o serie de documente care arată cum au reacționat autoritățile de la București la perioada respectivă. Printre acele respectivele documente se numără și câteva hărți care ilustrează modul în care au circulat curenții de aer după schimbarea direcției vântului. Dacă inițial elementele radioactive din atmosferă au fost purtate de vânt mai mult în Ucraina, Belarus și Rusia și mai puțin în Norvegia, Suedia, Finlanda, Polonia, Cehoslovacia și Germania, ulterior începând cu data de 30 aprilie 1986, acestea au ajuns în România, Bulgaria, Grecia și Turcia. După accident s-a urmărit maniera în care au circulat curenții de aer și s-au făcut măsurători ale gradului de contaminare radioactivă în aer și la sol. La data de 1 mai 1986, autoritățile române cunoșteau faptul că fusese depășit nivelul alarmant în Iași în privința contaminării la sol și în Galați în privința contaminării în aer, potrivit Arhivelor Naționale. Solicitarea adresată reprezentanților autorităților sovietice de a oferi informații cu privire la situația de la Cernobâl nu primise încă un răspuns. S-a ales un colectiv care să răspundă de coordonarea eforturilor și s-a hotărât să se dea un comunicat către populație. S-a decis ca persoanele ce intră în România prin vama Ungheni să fie controlate, apa să fie folosită numai din surse subterane aflate la Marea Adâncime, iar cea de la suprafață să fie folosită numai în industrie, și s-a dispus să se întocmească o documentație pentru a ști cum pot fi limitate efectele substanțelor radioactive. Da, la momentul respectiv, sigur că Cernobâlul era în Uniunea Sovietică și, așa cum era de așteptat, autoritățile sovietice nu au adus la cunoștință publică ceea ce s-a întâmplat acolo. Nici în interior, nici în exterior. Sigur că pe măsură ce norul radioactiv a circulat, și vezi că la început a circulat în primele zile spre spațiul sovietic, după care a circulat înspre România, ajungând până în Grecia, normal că autoritățile din respectivele țări, inclusiv România, au sesizat că aceste nivele de radioactivitate în sol și la nivelul aerului sunt măsurate sistematic și normal așa, au constatat că s-a depășit cu mult limita acceptabilă, s-au cerut informații care au venit foarte târziu de Uniunea Sovietică. Cert este că s-a făcut ce se putea face, s-a dat un comunicat către populație, dar efectele se văd și astăzi. Adică Cernobâlul, sigur, în principal în zona direct afectată din Ucraina, dar și în România a crescut în anii următori incidența cancerului și multe alte probleme de sănătate care se presupune că au fost generate de acest incident major, cel mai mare incident civil radioactiv. O a treia groapă comună a fost descoperită lângă Mariupol. Localnicii ar fi obligați să îngroape cadavre în schimbul hranei. Pe lângă gropile comune descoperite în satele Mangur și Vinhradne, acum vedem că mai este una, a spus Vodim Bocenco. Noi imagini din satelit au arătat o groapă comună în satul Krim, potrivit unui autorităților orașelor. Imaginile arată tranșee excavate pe teritoriul cimitirului din Crimea Veche, a declarat Consiliul Orășenesc. Gropile au apărut pe 24 martie, după ce satul a fost ocupat de și aveau aproximativ 60 până la 70 de metri lungime, a spus Consiliul. Până pe 7 aprilie, conform noilor imagini, o parte din tranșee au fost acoperite, iar dimensiunea cimitirului a crescut. Citez, noi săpături au fost înregistrate pe 24 aprilie, lungimea gropii comune a crescut cu peste 200 de metri, se arată în comunicat. Bocenco a acuzat forțele ruse că au implicat populația locală în mormântări în masă, la schimb cu hrană. Citez, ei, adică localnici,
medicină au spus că trebuie să muncească cu orele pentru a avea mâncare și apă. Acum nu există suficient ajutor umanitar în Mariupol, așa că oamenii sunt forțați să o facă, a spus edilul. Săptămâna trecută, oficialii ucraineni au identificat locația gropilor comune din satele menționate anterior și primarul din Bocenco a reiterat că aproximativ 20.000 de locuitori din Mariupol au murit de la începutul invaziei. Citez, situația de la Mariupol rămâne extrem de dificilă, a spus el. Citez, artileria inamică bombardează fortăreața noastră Azovstal, uzina de oțel în care sunt adăpostite trupele și civilii ucraineni. Da, e cumplit ce se întâmplă în Ucraina, iată că și în zona Mariupol există aceste gropi comune. Probabil că dacă se va ajunge vreodată acolo, că acum este chiar câmpul luptelor, se vor face determinări și se vor face anchete referitor la crimele de război pe care soldații Federației Ruse le-au săvârșit și în această zonă. Au apărut și niște declarații făcute de Maia Sandu în privința Transnistriei. Citez, ceea ce se întâmplă în ultimele 24 de ore în regiunea transnistreană este o escaladare a tensiunilor. În ultimele săptămâni în regiune au fost mai multe alerte cu bombe în școli și instituții medicale. Au urmat exploziile de ieri și astăzi. Autoritățile Republicii Moldova urmăresc cu atenție și vigilență. Analizele noastre arată că există tensiuni între diferite forțe din interiorul regiunei interesate de destabilizarea situației. Acest lucru vulnerabilizează regiunea și creează riscuri pentru Republica Moldova, a spus Maia Sandu. Aceasta mai adăugat, citez, este o situație complexă și tensionată. Noi suntem vigilenți, vom lua toate măsurile necesare pentru evitarea unei escaladări. Trebuie să fim calmi, să ne informăm din surse sigure și să evităm distribuirea informațiilor false. Atenționăm pe cei care vor acționa în detrimentul securității cetățenilor, a adăugat președintele Republicii Moldova. Da, se pare că acel conflict înghețat din Transnistria este dorit a fi reactivat de către Federația Rusă, care deja prin vocea unor oficiale a spus că trebuie să intervină și în Transnistria, pentru că acolo cetățenii de origine rusă ar fi supuși unor tratamente necuvenite. Ceea ce e cu totul și cu totul absurd, e un lucru cunoscut că acel teritoriu Transnistria, în care se află Armata 14, este un teritoriu care nu este controlat de către Republica Moldova. Prin urmare, nu, toate aceste spuse ale oficialilor ruși nu au acoperire. Și desigur că se încearcă tot felul de provocări, cum au fost acele două explozii care s-au produs tocmai în sediul forțelor de securitate. Nu știu ce este în mintea liderilor de la Kremlin, dar tare mă tem că se va dori activarea și acolo a unui conflict, ceea ce, într-un fel, ar trebui să vină să lege Odessa, care încă este liberă și care însă este supusă unor atacuri, prin Transnistria înspre restul Ucrainei. Lucrurile sunt în evoluție. Deocamdată bine că există un anume calm și un anume echilibru la nivelul conducerii Republicii Moldova, prin poziția pe care Maia Sandu a luat-o și a prezentat-o tu mai înainte. Dar nu depinde de ce vrea Republica Moldova, ci depinde de nebunia din capetele înfierbântate ale unora, care pot să genereze și acolo deschiderea unui conflict. Ce ar însemna pentru România deschiderea unui conflict în Transnistria? Păi, în mod direct, nimica. Doar că, sigur, acel conflict poate să conducă la un atac asupra Republicii Moldova. Deocamdată, așa cum stau lucrurile, România nu poate să intervină într-un astfel de conflict, categoric. E foarte clar, Republica Moldova e o țară neutră, nu este membru NATO, prin urmare, nu are cum România să intervină activ cu forțe acolo. De asemenea, armata Republicii Moldova e quasi inexistentă, e vorba de câteva sute de oameni, prin urmare, dacă armata 14 cantonată în Transnistria ataca Republica Moldova, ar fi o chestiune de ore ca să o ocupe. Asta este realitatea tristă.
Prin urmare, pentru noi lucrurile sunt destul de nefericite, în sensul că sigur că afectiv suntem alături de Republica Moldova, care, iată, în ultimul timp a făcut pași mari spre orientarea europeană. Că asta este... Despre NATO n-au spus nimic și bine au făcut că n-au spus. Dar nu avem pârghile pentru a interveni acolo. Mai mult decât atât, dependența Republicii Moldova de energetică, de spațiu rusesc, este una majoră, astfel încât ei nu pot să aibă decât poziții cum sunt acestea prezentate, poziții de așteptare, în speranța că lucrurile vor urma un făgaș rațional și nu se va întâmpla ceea ce se poate întâmpla acolo, pentru că, în mod evident, Republica Moldova nu are cum, nu are pârghile și nu are de ce să atace trupele rusești acantonate în Transnistria. Per total, cum ar trebui să urmărim zilele acestea situația? Ar trebui să evităm știrile false? Vedem că tot apar, vedem discuții greu. Ce apar în Rusia, că de fapt vinovați ar fi alții pe posturile naționale. Vedem că sunt făcute și analize în privința existenței președintelui Putin și a prezenței lui la anumite slujbe de Paște. S-a discutat foarte mult pe această tematică, că imaginele de fapt cu el ar fi editate acolo. Aproape că nu are importanță. Ceea ce se vede este demența forțelor Federației Ruse, care continuă să atace în principal zonele de est ale Ucrainei, în ideea de a, cu ghilimele de rigoare, de a elibera Donbasul în totalitate. De asemenea, efortul este continuat, efortul trupelor Federației Ruse este continuat cu atacuri împotriva flancului de sud, deci ideea de a elimina accesul la mare al Ucrainei. Războiul este crâncen, e foarte greu să decelezi între știrile care vin dinspre Ucraina și cele care vin dinspre spațiul sovietic. Dar există o serie întreagă de surse independente care sunt luate din satelit și care vin cu imagini fără de necontestat. Vezi chestia cu gropile comune, știrea de mai înainte. Da, totuși președintele Rusiei apare și zice că încă speră la un rezultat pozitiv în negocierile cu Ucraina. Deci el se află într-o situație cu totul și cu totul nefericită. A făcut o greșeală majoră atacând Ucraina. A crezut că poate să o ocupe foarte rapid și că va putea să instaureze acolo un guvern pro-sovietic, pro-Federația Rusă. Nu s-a întâmplat deloc așa. Nu a ținut cont de faptul că după invazia Crimeei, Ucraina s-a pregătit militar foarte bine, atât armata cât și acele gărzi naționale, iar rezistența este cu totul și cu totul ieșită din comun. De asemenea, nu a anticipat că statele occidentale vor acorda sprijin logistic și vor pune la dispoziția ucrainenilor arme. În momentul de față, Putin este, nu are cum ieși onorabil din acest conflict, fără să fie foarte șifonat și în pragul pierderii puterii în Federația Rusă. Deci, pe de o parte, nu are cum câștiga războiul. El este un război care se anunță a fi un război de lungă durată. El spera ca pe 9 mai, de ziua victoriei, să facă o manifestare uriașă prin care să arate că a reușit să elibereze Donbass și așa mai departe. Lucrul ăsta nu este acum posibil. Se pare că Ucraina reușește foarte bine să-și dozeze efortul și să reziste. Și atunci așteptarea este ca măsurile destul de palide de impuse Federației Ruse de către Uniunea Europeană, de către alte state ale lumii, să-și facă efectul. Ele au început să-și facă efectul, dar nu
în suficientă măsură, astfel încât să conducă la o presiune asupra, din interior, din partea cetățenilor Rusiei, asupra liderilor de la Kremlin. Deci e destul de greu de cum întrebai, de văzut, de a face deosebire între știrile fake news și știrile adevărate. Sigur că atât Federația Rusă prin armata ei de propagandă are o anume modalitate de a comunica în principal într-o motivare a populației din Federația Rusă, dar în același timp într-o tentativă lipsită de succes categoric de a influența opinia publică mondială. De partea cealaltă, sigur că Ucraina are tot sprijinul pe care statele lumii îl acordă. Să nu uităm că Ucraina este un stat care a fost supus unei agresiuni. Fără doar și poate nu Ucraina a atacat, ci Federația Rusă a atacat, iar mijloacele prin care a făcut-o sunt cu totul și cu totul nedemne. Adică s-au bombardat și continuă să se bombardeze zone rezidențiale. Da. Vă mulțumesc tare mult. M-a anunțat regia că trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim cu o informație în privința lui Cristinel Crețu. Revenim imediat.